După cum v-am promis, doamnelor și domnilor, difuzăm imediat primele imagini cu tânărul bătut de sexy polițistă. Dezbate moartea tânărului de după bătaie, doamnelor și domnilor, și vorbim despre probele distruse de poliție. Însuși premierul României intervine în această situație revoltătoare. Prezentați și un reportaj spectaculos cu milionarul de la șef la cuțit. Milionarul a arestat orgii cu soția și secretara amantă. Și în exclusivitate, noi date și dezvăluiri despre violul de la partid. Tânărul Laura, acuzat de viol, va fi direct alături de noi în această seară și ne va spune cine a orchestrat circul sexual. Sunt mărturii în premieră absolută. Veți vedea și pe românul care a câștigat show-ul de talente din America, un spectacol impresionant alături de câinele său pe scenă. Breaking News. După 16 vine întotdeauna 17. După abuzurile în serie de la secția 16 săvârșite de 9 polițiști asupra cel puțin 2 persoane, acum ies la iveală o multitudine de abuzuri săvârșite de 6 polițiști de la secția 17. Este anchetă de proporții în poliție după ce oamenii legii l-ar fi agresat pe un tânăr din capitală care făcea gălăgie în toiul nopții în fața unui bloc. După câteva zile, bărbatul a murit la spital, iar la audieri, agenții prezenți la fața locului au susținut că bărbatul era drogat și băut, iar loviturile cauzatoare de moarte, evident, și le-a provocat singur. Hai să vedem. De la cap se împute peștele. O gașcă de 6 polițiști de la secția 17, în frunte cu Cristiana Teodora Țuică, o tânără despre care se spune că prestează și pe o platformă pentru adulți și care a fost catapultată de la Facultatea de Litere direct la secția 17, ar fi omorât în bătaie pe 18 septembrie un tânăr de doar 30 de ani, iar șeful lor direct este un individ implicat în fapte de violență. Șeful Biroului de Ordine Publică de la secția 17 este Dan Adobeschi. În 2015, presa dezvăluia că Adobeschi a fost implicat într-un scandal de proporții, într-un restaurant situat pe strada Dezrobirii din sectorul 6 al capitalei, care s-a lăsat cu dosar penal pentru loviri și alte violențe. În 2013, același polițist a fost implicat într-un alt scandal, pe strada Mircea Vulcănescu. Colegii acestuia susțineau că ofițerul ar fi refuzat să plătească contravaloarea serviciilor oferite de niște prostituate și ar fi fost pedepsit de proxeneți. În aceeași perioadă, polițistul ar fi bătut 2 prostituate pe raza secției 11 pentru că una refuza să îi facă sex oral unui coleg. Și acest scandal a luat forma unui dosar penal, despre care nu s-a mai auzit nimic. Gurile rele spuneau că Adobeschi a fost acuzat și că hărțuia sexual agentele de pază de la școli și grădinițe. Ar fi mers în control noaptea și dacă le găsea dormind, le cerea să întrețină raporturi sexuale cu el pentru a nu le face raport. În 2014 fusese demis din funcție după ce ar fi fost prins accesând ilegal baza de date cu informații clasificate secret de stat. Considerându-se victima unui abuz, Adobeschi a dat în judecată poliția română solicitând să fie repus în funcție și să îi se dea retroactiv banii pe care i-a pierdut în perioada în care a fost suspendat. După un proces lung, care a ajuns până la Curtea Constituțională, Adobeschi a primit vestea cea mare. Poliția română a fost obligată să anuleze dispoziția și să-l repună în fotoliul de șef. Nu e singurul caz de abuz al polițiștilor de la secția 17. În 2015 au avut loc 2 cazuri de abuzuri asupra cetățenilor. Un cetățean a fost bătut până la leșin de un polițist chiar în interiorul secției. Polițistul bătăuș a fost condamnat în 2020 la 10 luni de închisoare cu suspendare. Tot în 2015, un parcangiu a fost hărțuit și luat pe sus de 2 polițiști din cadrul secției 17. Și acest cetățean a fost bătut în interiorul secției 17.
Pe lângă aceste cazuri de violență, avem și cazul polițiștilor șpăgari de la secția 17. 4 agenți de poliție care au fost prinși luând șpagă de la șoferi în 2015 au fost condamnați pe fond la 6 ani de închisoare cu executare, respectiv 3 ani de închisoare cu suspendare, însă au apelat sentința și dosarul se va rejudeca. De altfel, foarte multe cazuri de abuzuri ale polițiștilor asupra cetățenilor ajung să fie clasate. Un exemplu grăitor fiind cele 81 de dosare de purtare abuzivă clasate în 2018 de către judecătoria sectorului 2. Ne amintim și de cazul lui Alexandru Găzdac, un tânăr cu probleme psihice care și-a găsit sfârșitul după ce a fost împușcat pe scara blocului său de unul dintre polițiștii chemați să-l liniștească. Bărbatul de 37 de ani a murit în zorii zilei de 22 aprilie 2020 din cauza hemoragiei interne și externe provocate de cele 9 găuri lăsate în corpul său de gloanțele trase de un polițist. Domnul și domnul, poliția română a avut o brâznicie să dea un comunicat de presă în care ne-a explicat cum tânărul ăsta, fiind drogat, deci presupus lunatic, a sărit singur la bătaie cu 6 agenți de poliție și după ce în prealabil se automutilase singur și a murit când a avut zile. În esență, polițiștii nu au făcut nimic. Martorii din blocurile de acolo și am avut transmisii toată ziua, spun cu totul și cu totul altceva și povestesc despre răhnetele înfiorătoare ale omului ăsta, care probabil a fost bătut de cei 6 agenți de poliție în frunte cu sexy polițista parașutată de la facultatea de litere, iar mărturie este o barită baltă de sânge în mijlocul străzii, uscată momentan de la soare, dar asta e soarta. Noi am văzut pozele cu băiatul ăsta pe patul de spital înainte să se săvârșească. Domnul general, eu înțeleg că poliția tot vântură filmulețele cu el presupus drogat care sărea pe mașini pe acolo și tot. Ăla e om să-l calmezi cu 6 oameni, să îl bați până la... Vedeți, instituțiile de forță nu înțeleg că ele sunt cele care utilizează coerciția pentru legal, așa ar trebui să fie. Așa trebuie să fie, dar cred că niciodată n-au fost educați să respecte principiul proporționalității. Că, domne, intervii... 6 haidamași pe unul care nu s-o putea ține pe picioare. Când te duci 2 sau 3 inși împotriva unuia care abia stă în picioare, nu-i nevoie să-l lovești, nu-i nevoie să-l desfigurezi în bătaie, nu. Păi ei, mâinile îi le încătușezi, îl duci și cu asta basta. Deci omul ăla în spital și are diagnostic de la doctor. Omul ăla i s-a lichifiat creierul, dacă vă puteți închipui așa ceva. Dacă cineva poate să-mi spună că l-a dat 2 capete într-o mașină și i s-a lichifiat creierul de la asta, iertați-mă, mă ia de prost. Mai mult decât atât, și atât eu cât și Iosefina avem pozele, sunt imposibil de dat pe post la cum arată, pentru că ne ridică dracul ăștia licența. Deci omul are un ochi vânăt de pumn în miezul ochiului. Dom'le, dacă cineva poate să-mi spună că tu poți să-ți dai un pumn autocentrat în mijlocul ochiului și să te faci, e ceva înspăimântător. Iosefina are poza, dacă poți nu arăți așa mai de la distanță, Iosefina, că te apucă groaza. A, ia uite, așa, hai, ia să ne dea și... ia uite, păi da, dar... Doar pe un singur ochi. Bă, avem, deci sunt imagini care vă pot sta un pic, Ilan, care vă pot afecta emoțional. Una dintre ele este, doar arată un ochi, era să zic în toată splendoarea lui. Deci arată, uite, pata de sânge care era și astăzi. A făcut tare de atrofi, mai aveam bine să facă dansul. Uite, uitați, deci pe imaginea blurată, îi se vede ochiul ăla, Dumnezeu.
Ei, și mai are pe braț, se vede o urmă, pot să o arăt că tot cu alb negru am. Te rog. Uite. Este o, vedeți, este o lovitură de, cu un object contondent lung, da? Pentru că e perfect verticală. Cum ar fi tomfele cu care intervin. Vreau să vă spun așa, din imaginele pe care le-am văzut, mie mi s-a părut că nu a consumat doar alcool, ci și droguri. Așa. Atât mai mult. Protocolul și s-a dat vreo lege spune... că trebuie să omorâm drogați în bătaie? Nu, dimpotrivă, sau... în clipa în care omul este sub influența unor substanțe de genul acesta, este mult mai vulnerabil să moară dacă îi se aplică lovituri. Deci, cu atât mai mult poliția, în clipa în care vede că cineva... Trebuie să intervină cu ambulanța, neapărat. Trebuie să intervină obligatoriu cu ambulanța și nu cu bătaia. Ambulanța el, a fost chemată, atunci... conform martorilor oculari, la aproximativ o oră după ce l-au căsăpit deci, pe ăla. El, în momentul acela, starea lui a organismului este mult mai vulnerabil. Deci, el poate să intre într-un șoc de la substanța pe care au consumat-o, dacă orice este bătut. De infarct, este pur și simplu strigător la cer. Să vii ca poliție, să vezi că omul acela pare că a consumat niște droguri și tu să-l bați. De fapt, tu în momentul acela îl condamn la moarte dacă îi aplici o lovitură mai serioasă. Stați că anunța procuratura sectorului 5, domnul Chiriac, pentru că procuratura funcționează, nu am văzut la domnul Buzatu. Poliția nu trebuie să bată, domnule. Poliția trebuie să-l imobilizeze. Păi, eu am înțeles. Nu trebuie să-l bată. Nu trebuie să bată. Da? Stați un pic. Stați că am o veste. Domnul Chiriac, procuratura sectorului 5, dacă e groaznic ce s-a întâmplat. Procuratura DNA Iași nu înseamnă că funcționează toate procuraturile. Lăsați-mă să duc ideea până la capăt. Procuratura sectorului 5 a anunțat public că a deschis dosar penal pentru ultraj al mortului împotriva autorității publice. Păi și nu-i normal. Da, corect. A bătut mortul pe aia 6 și după aia a dat cu capul în zid și în mașini și în bordură până i s-a richefiat creierul. Tu nu poți să dai pozele... Nu, iertați în cinismul, dar sunt... Deci tu nu poți să dai pe post pozele din cauza impactului emoțional exact. Firesc, îți dai seama ce au simțit polițiștii aia când l-au văzut că au fost lângă el. Că au fost lângă, au fost pe el. Ca să... Sau pe el, lângă el, deci așa. Oricum, pe el, lângă el. Și nu e normal să dea pe mort în judecată, să-l ia la audiere pe mort, că ea... A ultragiat-o pe polițiștii în depresie după aia. Nu te năpustii asupra. De ce? Fiindcă e o doamnă polițistă, trebuie... Nu era singură, erau cu 5 polițiști bărbați. Nu erau 2 doamne polițiste. Bun, nu știu câte erau. Și erau 4 polițiști bărbați, dar ea de ce nu zici nimic? Păi nu, căci că doamna a fost mai activă la... Adică l-a omorât în bătaie doamna. Nu știu, mai zmardoaică decât ei la ceilalți păreau mai, ușor mai sfioși decât... Clar că e un caz care trebuie anchetat. Deci, ceva absolut... Cum a apucat-o procuratura sectorului, cât spui tu, 5? 5? Probabil că nu e apucată din partea care trebuie. Dar știți unde s-a petrecut? La două intersecții de Palatul Cotroceni, domnul Chiria. Pe acolo... Și cad în întâmplare, toate înregistrările din zonă, din noaptea respectivă, au dispărut, domnul Harnage. Nu există decât înregistrările cu ăla care umblă lunatic și sare pe mașină. Asta e o golănie milițenească, prin care apar doar niște imagini care îi favorizează pe acei polițiști să mergi cu 6 mașini. Nu, 6 oameni. 6 oameni să imobilizeze un tânăr care... Nu cred că era nu, dar iertați-mă, dar nu arăta Hercule ăla. Asta vă spun, că nu părea un pericol. Hercule cucerește Atlantida. Nu era înarmat, n-avea nici un pistol, avea absolut nu întâmplător am pus și celelalte imagini, domnul Harnagea. Că tot cu dumneavoastră am comentat. Dom'le, nici în ziua de astăzi nimeni nu a răspuns din punct de vedere legal și ea stă în continuare la serviciu pentru băiatul ăla împușcat în pandemie pe scară. Ia uitați-vă, pe Shaolin, mă. Doamne, Dumnezeule, e mort, mă ierte familie. Doamne, ăsta e om de imobilizat cu 6 oameni și de jucat în picioare? Haideți să ne imaginăm. Domnul altceva. General, în țara asta un om a fost împușcat cu 6 grămați în spate. Să ne imaginăm, să ne imaginăm altceva. Era în armată. Avea o forfecuță. Să ne imaginăm că ăsta era băiatul unui senator. Sau băiatul unui om de afaceri, a unui milionar. Așa. Sau băiatul credeți că poliția tot așa acționa? Da, dacă era în asta, că nu cred că l-a întrebat. Da, nu cred că l-a întrebat al cuie. În mod normal, dacă procuratura ar funcționa cum trebuie, așa cum sper și eu și domnul Chiriac să funcționeze, nici nu mai contează
cum l-au bătut, cât de tare l-au bătut, având în vedere că ei au premeditat ceea ce s-a întâmplat, indiferent ce s-a întâmplat, închizându-și bodycam-ul, da? Da, și niciun bodycam n-a funcționat în timpul secției intervenției și sunt obligat să le aibă, le-ați cumpărat statul român. Poate era un bodycam. N-a funcționat niciun bodycam, au fost ridicate înregistrările fără mandat în noaptea respectivă, alea de la hipermarketul din zonă, domnule Harnagea, și în rest niciun vecin, cu tot cu aparatură, cu tot cu DVR, cu tot, ca să nu cumva s-a luat cu aparat, cu tot. Cu tot. A venit și l-a luat, l-a umflat. La revedere, drum bun. Acum, și acum, nu există. Că există abuzuri făcute de niște forme de viață pe lumea asta, se cunoaște. Pe mine ceea ce mă înspăimântă este lipsa de reacție a șefilor ăstora. Adică nu că șefii ăstora încearcă să ne convingă pe toți că era un drogat care și-a meritat soarta. Și mai ales, și mai ales, și mai ales faptul că după tot ce, vorba aia, sunt filmate absolut toate lucrurile astea, se dau, fiecare încearcă să pună Batista pe țambal și încearcă a murit un om, încă un om, să mușamalizeze. Și într-o acțiune a poliției. Și știți unde se ajunge cu lucrul ăsta? În totală lipsă de încredere față de poliție, față de Ministerul de Interne, adică față de parchet. Domnul, stați, domnul Chiriac, nu se ajunge acolo, că acolo suntem deja. Acolo suntem, se întărește lipsa de încredere. Continuă. Fiindcă vorbea domnul Harnagea despre lipsa de reacție, aseară am urlat ca un apucat aici și a zis, nu, poate cineva din autoritățile astea ale statului să sesizeze. Miliție, procuratură, justiție, habar n-am și s-a sesizat procuratura, l-a arestat pe mort. L-a arestat pe mort. Și într-un final am făcut apel și am strigat ca prostul aici, că nu poți să uita Ciolacul la televizor și dacă nu s-o uita, îi trimit eu imaginile că le am. Păi și ce să facă Ciolacul? E, uite, o să râs. Ciolacul s-a autosesizat în urma vizionării imaginilor și a solicitat o informare, închetă, habar n-am care este procedural vorbind. Termenul. Informare și probabil o informare în regim de urgență și a zis că ne va ține la curent în măsura în care va primi, ne va da concluziile închetei. Da, atât că premierul Ciolacu nu poate să zică nici miau la procuratură. Păi, nu, că e dosar, dacă spun că e dosar penal și totul e secret, la revedere, drum bun. Dar măcar apreciez faptul că unul, întâmplător șeful guvernului din țara românească, s-a arătat interesat de un scandal cu oroare în care e implicat o instituție din subordinea lui. Un abuz, că e un abuz. Deși a ridicat mâna la un polițist în uniformă e o faptă foarte gravă, da? Da, de care trebuie da, să da, fie oricine. Da, dacă a ridicat mâna, dacă a ridicat-o, e mort, domnul Chiriac. Dar nu mai are cum să ridice mâna. Acolo e un abuz, că acolo e abuzul. În mod normal, el trebuia reținut și... Așa, să da, răspunde drumul, legal. Sigur că da, conform legii. Da. Asta era. Încătușat, duci la sex. Nu au niciun fel iară de pregătire. Iară te duci că e drogat și n-ai unde să-l duci. Așa. Nu au... da? Și atunci mai bine l-o mori în bătaie, nu? Problema este așa, alta. Îți pare o soluție. Deci, nu au niciun fel de pregătire polițiștii atunci când întâlnesc un drogat. Este o problemă foarte mare. Pe dacă ministrul justiției... Nu au nicio pregătire. L-au zdrobit în bătaie. Ce mai pregătire decât aici. Ai nevoie de o pregătire aparte. Ai nevoie de o pregătire aparte. Deci, oamenii ăștia și modul în care e perpetuată chestia asta în societate este greșit. Vine ministrul justiției și ne spune, domnule, sunt 2 milioane de consumatori de drogă. Milioane. Okay. Bun, și dacă sunt milioane și tu, într-un anumit mod, trebuie să te comporți cu unul care este sub influența drogurilor, într-un anumit mod cu unul care este sub influența alcoolului într-o stare avansată și, cu una, și în alt mod cu unul care este treaz și n-are absolut cine, nimic. Da. Dacă noi nu înțelegem lucrul cine ăsta... Cine vrei, mă? Fata de pe OnlyFans? Nu, vrei, poliția română trebuie să fie pregătită. Păi iartă, fata e poliția română. Avem pretenția ca poliția română să fie pregătită. Da. Fără să ne dăm seama că nu poate fi pregătită. De ce? Și am să vă spun de ce nu poate fi pregătită. În școlile de subofițeri, pentru că cei care acționează acolo în stradă sunt subofițeri. În școlile de subofițeri, anul ăsta, de exemplu, la examenul de admitere, de fapt, n-a fost un examen de admitere, pentru că s-au prezentat mai puțin de jumătate din numărul de locuri. Perfect, superb. Și n-au mai dat examen de admitere. Toți care s-au prezentat, au intrat.
Deci nu puteți să puneți în baza lipsei de personal sau unei pregătiri mai slabe din partea celor care intră sau nu mai este nivelul care altă dată pe o chestiune atât de banală. Deci ei nu au niște cunoștințe elementare de modul în care trebuie să tratezi o asemenea situație. Din cauza asta s-a ajuns la o tragedie. Că până la urmă moare un tânăr, da, de 30 de ani. Este o situație tragică. De pregătire mai e și calitatea umană a oamenilor. Că trebuie să fii în primul rând om și îl vezi pe acel cetățean care nimeni n-a contestat că are o problemă, că a băut alcool, că e drogat, îl vezi că nu e într-o stare de sănătate. Dar joci în picioare, domnule. Asta vreau să vă spun. În primul rând trebuie să fii om și să încerci să-l aduci pe o cale. Eu de multe ori îmi pun întrebarea. Nu să-l bați. Au capacitatea să-și însușească procedurile legale? Mi-e teamă că nu. Au capacitatea de a fi, de a empatiza? Păi am văzut cetățeanul. De ce nu cheamă pe domnul Predoiu să-i dea afară pe toți aia implicați? Domnul Predoiu în delegație, din câte am înțeles în străinătate. Domnul Predoiu n-a făcut poate lucru. Bănuiesc că domnul Predoiu... De cât a fost cel mai bun ministru în guvernul că a rezolvat MCV-ul. Bănuiesc că domnul Predoiu e responsabil să-i trimite domnului Ciolacu raportul cerut în legătură cu incidentul ăsta. Și corpul de control urgent. Și ca să închei într-o notă ușor optimistă, aștept domnule Ciolacu rezultatele anchetei interne sau cum Dumnezeu să-i cheamă asta, vă citez o înțelepciune a celui care se ocupă de ordinea publică din România, domnul secretar de stat de la interne, Bogdan Despescu, încerc să citez cât mai exact. Noi, colectivul Ministerului de Externe, suntem pregătiți cu întrebări la răspunsurile dumneavoastră. Breaking news. Am video. L-ați văzut pe Despescu pe faza asta? Apar noi detalii despre viața scandaloasă a milionarului arestat după ce a fost acuzat de evaziune fiscală și înșelăciune. Cancan a publicat imagini de la petrecerea de fițe la care Călin Donca și-a dus amanta, deși soția era și ea prezentă la același eveniment. Trio amoros din viața lui Donca a ieșit la suprafață, iar zvonurile se pare că se adeveresc ușor-ușor. Cea care l-a făcut pe Donca să-și înșele nevasta este nimeni alta decât fina și prietena lor, care, culmea ironii, locuiește și în aceeași casă cu aceștia. Femeia cu statut presupus de amantă este și arestată alături de Donca din cauza funcției de conducere pe care o are în firmele acestuia și pe care a exercitat-o cu asupra de măsură, din câte am înțeles. Hai să vedem. Cum să arestez niște usterii? Să iubești două femei, să nu știi pe care o vrei. Una-i mamă la copii, alta-i pofta inimii. În luna august, în plin sezon al vacanțelor și petrecerilor de la malul mării, Călin Donca și-a scos amanta în lume. Cei doi au fost prezenți la o petrecere de fițe de pe litoral, conform Cancan, care a și publicat imagini de la eveniment. Jurnaliștii publicației susțin că în respectivul club se afla și soția milionarului, însă aceasta a preferat să stea la distanță de soțul care era în tandrețuri cu amanta. De la o simplă privire, uite ce-am pățit, de bărbatul altia m-am îndrăgostit. Dar relația dintre Donca și amantă nu s-ar fi desfășurat doar prin cluburi. Conform vecinilor milionarului, acesta trăia în aceeași casă și cu soția, dar și cu cealaltă femeie. Presa mondenă scrie că Donca i-a dat amantei nu doar cheile de la casă, ci și putere de decizie în cadrul firmelor. Ne oprim un pic asupra acelei tinere domnișoare, are o funcție de conducere în cadrul societăților comerciale pe care le deține Donca. Se spune că este amanta acestuia, eu vin și vă spun dumneavoastră că este fina lui, iar o relație foarte apropiată cu ea. Mai mult decât atât, în urmă cu ceva timp, spun sursele mele, tânăra a divorțat. Lui Donca i s-a făcut atât de milă de ea, încât a decis, după ce a consultat-o pe soție, să o ia acasă la ei. Așa se face că locuiesc într-o vilă foarte mare, cu 16 camere, Călin Donca cu soția și cu cei 5 copii, iar la etaj, spun surse apropiate, se pare că locuiește această domnișoară. Este prezentă la cumpărături, este prezentă cu ei la petreceri, în vacanțe. Acum însă, tânăra este arestată preventiv pentru 30 de zile alături de Călin Donca, cei doi fiind acuzați de evaziune fiscală. Avocata soției lui Călin Donca a susținut același lucru. Femeia cu care a fost surprins ținându-se de mână în club nu este amanta milionarului.
Orianda este foarte bună prietenă cu această femeie. Această femeie este fiina lor. Ele sunt foarte bune prietene, se cunosc de mulți ani. Este arestată doamna pentru că lucra în cadrul societăților lui Călin Donca. Avea funcție de conducere într-o parte din aceste societăți. Acesta este motivul pentru care a fost și reținută. Doamna era amanta lui. Foarte bună prietenă de familie și era fiina lor. Orianda Donca este femeia care l-a susținut și ridicat din punct de vedere moral pe milionar după ce aceștia ar fi avut o viață grea și ar fi locuit în condiții mizere într-un apartament cu chirie. Cei doi s-au cunoscut la un seminar de dezvoltare personală pe care îl susținea antreprenorul. La începutul relației, Orianda Donca a fost cea care s-a ocupat de partea administrativă a uneia dintre afacerile soțului său, iar acum se pare că bănuita amantă i-a luat locul. Soția mea întotdeauna mi-a fost suport, asta a fost înțelegerea noastră, am bătut palma în momentul în care am pornit pe acest drum împreună. Noi am pornit pe acest drum în urmă cu 15 ani și eu am spus în felul următor, eu am nevoie de un suport, eu n-am nevoie de un concurent, n-am nevoie ca ea să facă altceva. Dacă eu sunt susținut și știu că atunci când vine acasă lucrurile sunt bune, bine, la început ea mă susținea în business, lucra în administrație, în compania noastră. Doar că ulterior, în momentul în care am început să avem copii, am avut nevoie ca atunci când vine acasă să mă încarc și să văd că mediul este așa cum trebuie, așa cum îl doresc. Dar da, tot ce am făcut, am făcut împreună. Omul de afaceri și soția sa au împreună 5 copii de care se ocupă exclusiv Orianda Donca. E o adevărată aventură să ai grijă de 5 copilași. Eu mă ocup integral de creșterea lor. Ne-am dorit lucrul acesta. Ușor nu este, nu pot să spun că este ușor, însă este foarte plăcut. Este ca un proiect pe care îl iei și îl dezvolți de jos și îl crești ca pe un business. Da, da. Da, da. Și cu cât crești copiii mai mari, crești și tu deodată cu ei. Înveți lucruri noi, înveți să te adaptezi, să faci lucrurile mai bine. Pentru mine este o plăcere să stau cu ei, e o binecuvântare. Nu e deloc o greutate, cum mai aud multe mămici. Eu organizez ce tipuri de mâncare gătim, ce tipuri de fructe mănâncă copiii. Deci ce face până la urmă licoarea verde? Ne spală stomacul și intestinele, ne pregătește... Pentru masă. Pentru următoarea mâncare. Și ne dă energie. Ne dă energie care clorofilă, da. Și oxigen. Și ne face oxigen. Ne face mușchi. O plantă. Oxigenul? Da. Fiindcă de la plante vine oxigen. Înainte ca milionarul să fie arestat, Orianda și Călin Donca își postau pe internet viața exclusivistă. Cei doi s-au filmat în timp ce mâncau alge de pe o plajă din Zanzibar și nimic nu dădea de bănuit că Donca ar avea o viață dublă. Este prima dată când vedem un reflux. În Maldive la fel era, se retrăgea apa. Dar mult mai puțin. Mult mai puțin și apăreau... Wow, ce abrupte sunt! Pe filmare nu se vede, pare câmpie. Se vede cât sunt de abrupte? Se vede, se vede, zic că cu snowmobilul urc și pe asta. Urc cu snowmobilul și mergem să căutăm scoican. Să băgăm la mățan. Seamănă cu șoricul de porc, așa gelatinos, așa-i? Da, bun. Și sărate, zici că este șoric de porc, dar cu puțină sare. Chiar sunt bune. Nu am mâncat niciodată astfel de tip de alge. Să nu ne fugărească ăștia, că le luăm mâncarea. N-am vrut să fac vreodată două femei să plângă. Una suport în suflet, alta pe mână stângă. Una să-mi dăruiască iubire cât planeta. Cealaltă să mă facă să-mi dau jos verigheta. Ce mă miră? Poate a găsit la compotriva depresiei, că tot am vorbit prima oră de depresie. De fapt, orice naș responsabil își mută fina acasă. Dar că nu, omul era depresiv. Și dă și cheile de la firmă. Părea depresiv? Nu părea, nu? Nu părea deloc. Eu cred că le-a confundat. Și ca un tată responsabil, și-a retras și toți copiii de la școală, că a zis că nu folosește la nimic școala. E posibil așa? Eu nu cum adică e posibil? Există vedete din România care poate ne spune... Da. Ce trebuie modificată legislația urgent pe tot ce înseamnă energie verde, pentru că băiatul ăsta n-a intrat de capul lui, adică să nu înțelegem că a făcut o firmă și s-a apucat el și a atras oamenii așa întâmplător. Nu. Omul ăsta a fost adus el însuși printr-o schemă Ponzi și s-a lipit
de o altă firmă din domeniul. S-a făcut antreprenor și a ars exact, alții. Și a început să aducă da, și el oamenii cărora le dădea. Cum s-a îmbogățit el, cum s-a îmbogățit, dar noi stai că noi suntem la viața de familie, noi suntem gababelele de pășanți. La familie, să știi că în SUA sunt scandaluri mari, apropo de ăștia care își exploatează pentru bănuți pe YouTube copiii, că asta da. Făcea deci mama, omul a spus că și-a retras copiii de la școală și nici măcar nu face învățământ de la distanță. Cum face că deci, marea legea română, dar legea românească nu permite. Da, legea română le permite orice. Nu, bună. Legea din România, cred că... Și cine vrei să se sesizeze? Și cine să se sesizeze? Secția 7? Clase, secția 17, da. Cine să se sesizeze? Omul a spus, domnule, îți dau video cu el, care a spus că și-a retras copiii de la școală pentru că ei trebuie să învețe să-și câștige pâinea. Și ei le dau sarcini la copii și dacă le rezolvă îi plătesc, așa învață să devină mici antreprenori. Mama a zis că e un business să crești copii, deci... Păi înseamnă că i-a scris la școala vieții. La școala vieții, da. Direct. Și nu faci nici învățământ la distanță. La fără frecvență. La școala vieții, la fără frecvență. Cred că... La clasa pregătitoare. Da. Exact, cât e obligatoriu în România? 10 clase, 10 clase. 10 clase. 10 ani nu poți să-i scoți de la școală. Uite așa. Normal vine miliția la ușă. Care? Secția 17? Secția 17, 18, 18. N-a venit. Omul s-a autodemascat. Asta dacă făceam noi asta, venea 100% de GASPC-ul, mama de GASPC-ului la el. Nu a venit nimeni, deși și publica totul pe... Da, deci astea sunt mărturisirile lui. După rețelele sociale, unde-i vedetă, domnul Chirie? Nu știm ce sancțiuni dar el de legea dacă nu duci copiii la școală. El s-a ocupat cu parcuri fotovoltaice și înțeleg că marea supărare și pe care l-au umflat ăștia, pe de-o parte e că ar fi un par fotovoltaic la care a luat la fraier banii ca să fie co-investitor și ăla nu e legat în sistemul energetic național, nu era acordat. Și al doilea că și-a făcut o criptomonedă, ia pe fraier de 700 de mii nu era acordat. De euro și ce nu era acordat, s-a plecat banii din Dubai. Așa zice procuratura, nedreaptă. Asta la criptomonedă e prostia celui care a investit acolo. Dar asta cu parcul fotovoltaic, înțeleg că e o problemă națională, fiindcă Transelectrica nu are capacitate să bage în sistem toate investițiile. Păi da, le-a zis la ea să aștepte că vin dolarii pe conductă. Dar a fost problema de asta. Curentul. Nu s-a ajuns deci, acolo. Nu s-a ajuns la... Deci eu cred că legea privind activitatea de prevenire a separării copilului de familie eu tot ce probleme globale are, se aplică în acest caz. Nu, că fix asta se spune. Stai mă că e nevastă sa care și-a arestată de la domiciliu, că i-au dat judecătorii drumul ca să aibă grijă de cei 5 copii care sunt ar fi singuri acasă. Nu mai știi legea care a fost acuzată. Dar mai e o acolo care poate să aibă grijă de copii. Păi nu, că și secretarea e arestată. Și fina e arestată. Nu, da. Nașa e arestată la domiciliu, fina e pe tubulatură. Nașul e pe tubulatură. Copiii stau cu nașa. Nașa e la arest la domiciliu. A, am înțeles. Deci și, nu are și nu au voie, că a fost avocată aici în studio, și faza cea mai mișto este că nașul și cu nașa n-au voie să ia legătură între ei. Că sunt parte de deci ăla, știi că te bagă la beci și îți dă voie 10 numere de telefon sau nu știu că la care să suni. Și la nevastă să ia da bani, că n-are voie, că în dosare ei nu trebuie să ia legătura unul cu altul. Eu sunt curios când îi dă drumul lui nașul un să duce ăla, că n-are voie în casa de 16 camere. Că se întâlnește cu nașa. Poate termină și ea ancheta zilele astea. Și fina, nici ea nu poate să se ducă pe domiciliu, că e și ea în... Vedeți ce probleme ajunge domiciliu? Problema, da. Ziceți, domnul general, că dumneavoastră sunteți mai înțelept decât noi. Mai ce să zic. S-a dus dracu principurile în țara asta. În situații de genul ăsta, tot ziceați de societate conservatoare, că nu ai ce să zici. Depresivii sunt numai ăștia. Ăsta e progresist și neomarxist, nici măcar băia care sunt cei mai neomarxiști nu visează așa. La președinția română. Se califică perfect. Înainte de a se ajunge aici, înainte de a se ajunge aici, el era mare vedetă. Mega! Erau posturi de televiziune care îl promovau cu el ca pe un model de urmat. Model de succes. Așa, e, un model de mare succes. Tinerii români întreprinzători. Un post, acum când, un post acum important în România, de fapt, cu afiliere internațională, i-a oferit o oră de emisie într-un interviu, domnule. Când vedem că el, de fapt, era un milionar de carton. Da. Care n-avea nimic nu era, comun știți, cu respectarea de legii. De Mucava, n-avea nimic, da, de Mucava. N-avea nimic comun cu respectarea legilor României. N-avea nimic comun cu o minimă morală
în afaceri, dar și în relația conjugală, asta, și general, în relația cu copiii și așa mai departe. Era o relație multiconjugală, da, din câte părere. Dar știi ce, da, nici ziceți autoritățile n-aveau nicio problemă. Nicio treabă, nu, nu deranja cu absolut nimic. Asta este absolut fabulos. Domnule, stați un pic, că sunt două cazuri de ăștia acolo la modă. E ăsta, Donca, și mai e pe Escobar ăla. Pe Escobar a angajat pe salariu minim, pe economie, are Lamborghini, Urus, are Ferrari, mă rog, cum s-a descurcat dacă reduce... Dar ăla măcar vindea ceva palpabil, pești. Că erau stricați, că nu erau stricați. Și măcar era de Muntele Atos. Erau de la Muntele Atos, te aduceai, te stricai la masă, te duceai, vărsai, nu știu, rezolva. De asta a vândut nimic. Nu vă dați seama că acuzația e că unii au băgat bani într-un parc care nu e legal la priză, domnul Chiriac, adică, și aia așteptau să vină, să miște electronici și să... Da, există ălea, panourile. Și de ce nu leagă la priză? Că n-are autorizație de construcție. Păi, au venit unii, au pus niște panouri într-un câmp, eu așa am înțeles. Deci, tu ca să faci un parc, trebuie să ai autorizație. Aviz de branșament, nu are nevoie de autorizație de construcție, are nevoie de avize de... Așa și nu avea. Nu, el a venit, a luat un teren, a pus niște astea, a zis... Dacă omul a făcut un parc fotovoltaic, de ce nu... cuplează statul la rețeaua. Păi dacă n-a depus de aviz... Păi, dar n-are unde, că nu sunt stație pe aproape. Și unde de, să-l... Deci, le trebuie linie de înaltă. Păi că sunt ca și cum am aduce noi aici în curte 10 bani. Punem pe ce? Zice, avem fotovoltaic. Hai, investiți. Avem. Păi și n-ai zis că ai nevoie de energie. Păi da. Și atunci de ce nu-l legi la... statul, de ce nu-l legi la rețea? Păi dacă n-a cerut... N-a avut el sau cum? Păi nu, că i-au venit banii înainte, n-am mai fost nevoie. Că fraierii au dat banii înainte pe parcul ăla, pe profit și așa mai departe. Domnule, sunteți cam pricinoși, fie vorba între noi. Da, sunteți răutăcioși. Invidioși pe succesul omului. Da. Fraierii sunt cei care au investit. Omul a zis așa, s-a născut într-o garsonieră, a trăit și într-un cort când n-a mai avut bani, a avut de două ori a picat în viață și de două ori s-a ridicat, a ajuns la casă de 16 camere, a împărțit-o cu nașa, cu fina, cu cine a putut omul. A fost pe Zanzibar, pe Dubai, pe tot ce trebuie. Stai puțin, că e și omul de la tubulatură și și-o revenit. Dacă zici că de două ori a picat și s-a ridicat, s-a ridicat și a trebuit. Asta zic și eu. Doamne ajută, să-i urăm succes. Mi se pare un exemplu de tânăr antreprenor de succes. Dom'le, dacă zici că a făcut un parc fotovoltaic și ăștia nu vor să-l cupleze la rețea, asta nu e în regulă, că nu vor să-l cupleze. Dacă tot l-ai făcut, hai, bagă-l în rețea, să avem curent ieftin. Dar nu știu dacă a avut intenția de a lega. Păi asta e problema. Ori e făcut parcul, ori nu-i făcut. A adus, dom'le, panou. Sunt acolo aliniate, sunt, da, expuse. Mai departe, dar nu sunt trase cabluri, nimic, adică e... În Zanzibar să tragă cabluri, mai greu omul, dar uite, acum o să stea pe aici și o să... Ca să legi un câmp. Dar unde stau, că am o problemă, când ca de dă voie, n-au voie să ia legătura aici între ei. Vân casa aia de 16 camere, ce faci? O putea și el să... A rămas nașa cu copiii, dar el și cu fina nu mai merge să întoarcă. Ca să legi un câmp de panouri fotovoltaice la rețea, trebuie o stație, trafo... Dar nu poate nici cu fina. Că sunt coi în propriu. Să-și ia la un hotel, fina la un hotel el și o să tragă cabluri la parcul fotovoltaic. Da, ați văzut prezentarea când s-au pus panourile? Ce nuntă a fost? Cu foarte mulți influențe, foarte multe vedete, da? Care cântau, da, dansau, puneau câte un panou, mai puneau câte... Deci a costat ceva bani, nu? Că vedetele... Deci de unde să mai aibă mulți bani să-l tragă? Nu erau banii lui, erau banii de la aia care... De la investitori, de la co-investitori. Și dacă au făcut și o recepție de pornire... Cred că cu șampanie, a fost și cu șampanie. Recepția investiției, a începerii investiției, care e problema? Degeaba râdem că influencerii ăștia nu sunt controlați, deși Dorian Popa mi-a zis în emisiune la România TV că ANPC-ul îi controlează, nu-i controlează. Fac ăștia reclamă la orice, la ulei de șarpe, la peștii lui Escobar, orice, panouri fotovoltaice, o să apară tot felul de astfel de scheme prin care mai ales tinerii o să fie fraieriți să pună acolo micile economii. Păi și ANPC-ul e tot plăcir, tot un fel de Escobar, e și ăsta la alt, cum îl cheamă... Dom'le, când a apărut problema cu Escobarul, în mintea mea, nu știu de ce, am dat jos peul. Am dat jos peul din față clar, și a rămas Escobar. Da. Deci, cu ce s-o ocupa ăla? Cu comerțul cu pește sau cu... Comerț cu pește și fructe de mare și după așa a făcut și o rețea de restaurante. Da. Întâi livra pește și fructe de mare. Ia gândiți-vă la Escobar. Ăla făcea trafic de droguri, nu făcea comerț cu pește. De cocaină. Ăsta făcea cu pește. De cocaină. Ăsta făcea cu pește, domnule.
Dar ce că s-a stricat? Mie asta cu parcul fotovoltaic, mi se pare că am povestea cu hainele împăratului. De știri și căuta împăratul și vinea și pun haine și era în pielea goală și îl vede copilul. Și zice, nu numai aia deștepți văd hainele astea. Așa și aici. Ăștia, toți care au fost influenceri, așa care habar n-au, nici măcar cum se bagă în priză, au văzut panouri, hei, vin bănuții, nu știu ce. Au mai venit. Da, întrebarea e acum... Că toți sunteți foarte preocupați, domnilor, de la NAF, de venituri. Influencerii ăștia ori fi declarat ce au luat de la domnul om de afaceri ca să participe acolo, cu influența lor, la inaugurarea parcului fotovoltaic. Dumnezeu, dacă au luat în bancă, cu siguranță că sunt impozabili, nu? Păi dacă au luat în bancă, dacă n-au luat în bancă, n-au luat. Dacă e ca și... Corect, vorba lui Nea Gigi, ori ești coronel, ori nu ești coronel. Păi, sunt multe posturi de televiziune care fac reclame pro bono. Sunt ferm convins de treaba asta și mulți oameni care pe persoană fizică să duc, să ajute capitalul autohton. Dar ne dă domnul Chiriac vestea cea mare în 10 secunde. Am știut încă de acum 30 de ani că vrem să fim cu un pas înaintea timpului. Să fii înaintea timpului înseamnă să arăți că-ți pasă. Să nu aștepți să se facă lumină, să faci chiar tu lumină. Să ai curajul să inovezi și să faci cel mai apreciat salam din România. Să schimbi ceva ce părea imposibil. Să faci mezeluri cu eticheta curată. Cristin, mănânci bine, te simți bine. Domnul Chiriac, spuneți-i dumneavoastră vestea cea mare, că nu mai rezist la momentul ăsta. Dați-i dumneavoastră o veste luminoasă în seara asta. Ați stins lumina în economie, pur și simplu. Omul ăsta nu-l cuplați cu fotovoltaicul la rețea, ați majorat taxele și impozitele, ați mai mărit odată pensiile speciale și salariile magistraților. Deci asta se face. Deci avem o victimă a prostei guvernări. Da, domnule, au mărit salariul minim. Și au ajuns la concluzia după ce... Că mai bine nu urmăresc, că mai puțin bani, nu? Că de fapt ăla ia bani mai puțin. Păi din cauza că au... Nu, vă spun eu de ce. Hai, o dai și tu în filozofie. Păi nu, este simplu. În construcții l-au mărit de la 4.000 la 4.500. Nu l-au mai au eliminat facilitățile fiscale și omul ia mai puțin bani net în mână. Păi și așa? Cu salariu mai mare plătit. Și la fel ce au mai făcut ei pe la salariu minim, cum au făcut baza de calcul. Da, așa au făcut. Recunoașteți că și calculele sunt ca la NASA. Absolut, deci sunt... Păi, azi erau trei variante de la guvern, erau trei variante de calcul. Dacă sunt trei variante și la recalculare a pensiilor, de ce am întrebat de că guvernul s-a decis asupra a trei variante de recalculare. Nu, dar una n-ar fi mai bună care să se aplice. E un principiu românesc. Dacă nu te lămurești, te zăpăcesc. Ei au reușit să zăpăcească pe toată lumea. Da. Dar eu nu știu, în războiul ăsta al influencerilor, domnul Chiria, că noi suntem așa mai... Păi, influencer, da. Cu cine ținem, domnule? Cu Domnca sau cu Pescobar, adică... Păi Pescobar merge la Muntele Atos. Eu asta am zis. Eu simt cu Pescobar, că peștele stricat poate să omoare și oameni, deci există șanse mai... Deci tu ești cu Pescobar? Tu ești pe Pescobar, da? Domnul Chiriac, dumneavoastră sunteți cu antreprenorul ăsta? Eu sunt cu influenceri. Tu sunteți cu influenceri? Da. Deci, nu vă face și noastră de aia de influencer, domnul Chiriac? Nu, domnule, nu mă lasă vâlcu. Nu vă lasă vâlcu. Vrea el să promoveze toate cremele, toate... Că dacă ai de promovat, promovezi DC News, altceva. Nimic? Nimic. Influencer DC News, așa îl prezint pe domnul Chiriac, domnilor și domnilor Breaking News. Un român, doamnelor și domnilor, a câștigat show-ul America's Got Talent. Adrian Stoica și câinele său, Hurricane, au cucerit America și au plecat acasă cu marele premiu de $1,000,000. Uite ăsta, influencer. Hai să-l vedem.
relationship that you two have. I think Hurricane is ready for Vegas! Și așa a și fost. În marea finală a competiției, instructor de disc dog. Unde nu joacă Ianis Hagi, nu joacă Moruțan, dar joacă Adrian în America, joacă pe oameni frumoși. Domnule, mulțumesc că ați fost alături de noi în această seară, mulțumesc și invitațiilor. Trebuie să-l invit la tine în emisiune, neapărat. Împreună cu șeful secției 17 de poliție, să fie, vedem care... Vrei să-l bată și pe ăsta? Doamne, apără și pe ăsta. Vă las cu Flaviana Marcu, că cine știe ce idei ne mai vin. Bună seara, Flaviana. Bună seara, Victor! Bună seara tuturor! Eu vin cu jurnalul orei 23. Românii sunt talentați la multe, dar din păcate aici, în România, își arată talentele în a produce accidente grave pe șosele. Doi copii, trei adulți au fost călcați de mașină. Un șofer care a lovit un copil pe trecere, apoi s-a urcat pe trotuar. Vedem împreună imaginile, vedem care este starea victimelor în jurnal. Cântăreața găsită moartă pe plajă. Avem dezvăluirile apropiaților în acest caz. De asemenea, discutăm despre un atac armat. Un bărbat în ținută de luptă a tras în oameni. Avem imagini cu panica generală care s-a produs acolo. De asemenea, apar și primele episoade de iarnă. Da, apar și aceste episoade. Sunt ninsori care vin mai repede în România decât ne-am fi așteptat.